Salutare toată lumea, eu sunt Felix și bine v-am regăsit la un episod mult așteptat cu Pitulina! Rupeți butonul de colaie să ajungem la 7000 de colaie, că știu că merită pițulina cu colaie, cu fiecare pițulina mă ajuns în trending. Dă pe skin și mă gândeam eu. Aaaa, nu mai am bani. Și după, când avem bani, am și iau papuși de pițulina, care mi-i permis și eu. Bine, deci rupeți bunul de cocolai, că apreciez foarte mult cine dă cocolai. Eu văd acolo și zic, mamă, persoana asta este minunată. Și hai să vedem care e faza. Și dacă vreți să vă rugați pentru ceva, rugați-vă să-mi răspundă frizerul și să-mi dea sfatul ce să fac cu părul, că mă spăl și arată de parcă sunt trezit. Bun, au apărut nivele noi, așa că să vedem care este faza. Woo! Pițulina? Unde merge Pițulina? Pițulina a găsit Excalibur! Pițulina, fă sport. Parcă era ca să iei sabia asta, trebuia să fii worthy, să meri și alte bla bla bla. Așa că, hai mă, Pițulina, nu plânge, fată. Fată, nu plânge. Deci, ca să iei sabia asta, Excalibur, îți trebuie să fii regina. A, sunt regina, cum așa, Pițulina, regina. Uite un golem, cum trec de el? Îl bați orizontal sau vertical? Toate filmele în anime se bate totul orizontal. În toate animele totul se taie orizontal, în toate așa. Oh my god, prof, altceva. Îi scoți ochiul. Bă, n-are cum, fratele meu, să le fac pe toate din prima. Cât de priceput sunt să fiu eu. Nu, no, nu, no, Pițulina trebuie să aibă părul pe care l-are. Așa e Pițulina. Nici prea lung, nici prea scurt. E cumva, te uiți la așa și zici așa e Pițulina adevărată. Nivel 100. Bă, să-mi permis să-mi ia papuși noi. Un cavaler. Poate mă ajută cauza. E răban sau... Nu. Your Highness, nu-i dau bani lui, zic eu, bă, eu sunt fata faină. Robin Hood, un arcaș. Vor folosi sabia. Nu folosiți, să nu folosiți sabia. Nu folosiți sabia că... Mai bine scutul. Mai bine scutul la Pițuline, mai bine scutul. Hai să vedem ce se întâmplă dacă îi dai bani. De curiozitate. Pare ce dau bani. Ia bani. Dacă scade corona, nu mai dă 2 bani pe tine. Ce comic sună. Acum știm că Pițulina trebuie să rămână regină. Bine. Așa, la Robin Hood folosim scutul. Că se pare că Robin Hood era totuși un hoțoman. Știi? Folosește scutul, ți-ar dan. Nu mai trage una. Bum! Am să vedem a treia dacă nimerim. A treia ce poate să fie? De unde apar caracațele astea? O tentaculă, o tem sau scutul? Normal ar fi să tai, corect? Că o tai și gata. Hai să folosim scutul, deoarece în jocul ăsta parcă este opusul la ceea ce ar trebui să fie. Bă, dar în jocul ăsta uneori e opusul și alteori niciun opus. Dă-te încolo de treabă. Deci fac din început de mine și cred din cauza Pițulina, abia aștept mega signer. Bă, da, dar ce bine îi stă cu noile haine, este o Pițulină! Deci e altfel de Pițulină. Te porți că ești regina. Îmi bucur foarte mult că sunt nivele noi pe care le jucăm. Place mult. Arcero. Folosim scutul și l-a folosit. Normal, logic era să-i tai cu sabia tentaculul. De ce ai folosit scutul? Ca să ce? Nu lovești înapoi prea mult. Dar am zis că jocul ăsta n-are logică. Uneori are logică și alteori n-are deloc logic. Așa că am zis, bă, hai să încercăm. Dai, îți ordon și facem sushi. Eu am gustat caracatiță. Cumva prăjită, nu știu cum a fost, grătat sau prăjită, habar n-am. Are gust așa de slănină, nu m-a plăcut prea mult. Nu știu, nu s-a prins de mine. Next. Pițulina bubulina. Ah, uite un vrăjitor. Ai pierdut ceva? De dau ochelarul ăsta. Lupa! I-am ars piciorul. Iar piciorul! Și el după ce-a făcut? M-a curentat. Ah, bă, ce tare! Numai că trebuie să dăm ochelari. Ce picioare are ăsta? Poftim. Ce bine văd. Și acum ce-i dăm lui Pițulina? Nu-i dea nimic, doar lasă treacă. A, vine cu ea, oh my god!
Stai puțin, că sunt mai multe povești. Sunt mai multe povești. Acum asta vrea să fie alba ca zăpada. Știu că dacă mâncă mărul păzi ceva, dar vreau să văd ce se întâmplă de mărul. Știam că nu va fi bine, dar am văzut să văd ce se întâmplă. Pentru că dacă mănânci mărul ăla, nu e bine, dar totuși am văzut să văd ce se întâmplă. S-a făcut doar verde, pițulina. Îi dai ochii la... Asta nu știu ce vrăjitor vrea să fie, ceva din Harry Potter sau pur și simplu un vrăjitor Merlin, Gandalf, ar putea să fie oricine. What should it trap? Termină. Mâncă ia mărul, bă, ce-am rezolvat acum, dacă o nimeresc pe a treia, fac totul din prima. Un troll. Nu, cum pot scap de creatura asta? Dai cu asta în cap. Eu credeam că o să-i dai cu aia în cap, n-am crezut că îi faci parul mai mare. Se pare că vrăjitorul ăștia, unii care au trecut de anumită vârstă, sunt puțin mai pricep mai greu. Deci trebuia, am crezut că îi dă lui Pițulină un par sau par, un par asupra capului și care, dar nu! Ai fac parul? Trebuie să am grijă ce zic lui vrăjitorul ăsta, că după el, dacă ar fi așa... Faină desenă vrăjitoarea asta. Foarte faină, foarte, foarte faină. Acum asta nu știu de ce stă așa de supărat, ar vrea să-mi ceva zahăr. Înțeleg. Na, mai fericit ca să mănâncă. Și am terminat nivelul. Din prima! Deci nu știu, e din prima, gamer! Bravo, Pițulina, am 150. La 200 îți cumpăr o pinci noi. Nivel 102. Unde mai numești Pițulino? Oh, nu. Asta te duc... Oh, nu. Vei folosi... Asta. Oh, nu, s-a blocat. Da, n-a fost de bună. N-a fost deloc de bună. S-a blocat Pițulina. Sincer, mă gândeam că ar fi o ușă ca să poată să iasă, dar totuși am vrut să fiu așa puțin curios. Și ușa e răz pentru Pițulina. Cine mai e și ăsta? Nu știu pe ăsta, un viking ceva. Mai ia, laser. Ha! Numai că dacă vreau să iasă, aveași scutul, nu se putea pune cu orangutanul ăla. Oh, Holy Grail, cupa lui Isus. Am prins cu ață, că o să fie un trap. Se zice că din cupa lui Isus, dacă bei, vindecă orice și mai știu ce mai face. Ar fi fain dacă lista aia. Fain. I vreau! Nu se poate. Bă, deci când vreau să folosesc o reclamă și conecta la net, nu mă lasă, dar vreau să-l vezi unul cei mai buni în viață! Îi cumpăr altceva. Pițulina ce lipește, nimic nu dezlipește. Next. Le duce aici la skins. Și ce pot să-mi iau? Ăștia 800 erau. Ia-i pe ăștia. Oh, ce Pițulina și cu Pilina! Ce freză ai pus iau la Pițulina? Consider că la freze, poate asta e mai faină. Care și astea, dar 1400, până-i fac. Motor nivel! Oh, arde. Oh my gosh, ce e dinozaurul ăla cu genunchi aia fain? Cu un trec de foc. Haideți să vă spun care e faza cu apa. Se folosește apă, dar numai în anumite situații. Pentru că poți să dai de electricitate. Folosesc apă doar ca să vă arăt. Nu era deșul la apă. Na, deci ideea este că nu se folosește tot timpul apă. Ce-i drept, spuma asta din extinsor este mult mai multă și... Se acoperă cum Shrek, ia folosește tu, ai fi așa ia. O mergi repede, tot fuge. Vrei să te duc mașina? Nu bă, că după mutra lui nu. Nu, Pițulina, nu. Totuși aș fi vrut să meargă mașina, tot ce se întâmplă. Și un ultimul lucru. Monstru ăsta urma să mă calce, ce fac? Cască? Pa! Ce amuzant! Ce amuzant, o făcut pe Pițulina! Aș vrea să văd totuși acum câte nivele mai sunt. La Pițulina. Levels. Uite câte nivele am făcut, ești nebun? 1, 2, 3, 4, toate nivele. Bun. Aș vrea să văd ce se întâmplă. Chiar aș vrea să văd ce se întâmplă dacă Pițulina va merge cu mașina. Sigur că nu va fi bine, pentru că... Na, îți dai să mai necunoscut și... Ia ce mutra avea. Dar vreau să văd ce se întâmplă. Cred că...
o să-i blocheze ușa și cred că o să țipe. Deci dacă sunteți fete, nu vă duceți cu băieți necunoscuți și cu fete. Nu vă duceți cu nimeni necunoscut în mașină. Dacă se poate, nici la ocazie. Dacă sunteți singură, mai fiți cu cineva. Bun, acum hai să terminăm pe bune. Piciulina, ce lipește? Nimic nu dezlipește. Ce comic aleargă. Îmi place că poți să schimbi hainele, îmi place că poți să schimbi părul. Dacă i-aș schimba și botul, să-i fac buze mari, atunci ar... Dă-i un mesaj la developer, îi zic, bă, ți-am făcut reclamă atâta, toate views-urile, dacă le adun de la toate clipurile care le-am făcut, Piciulina depășesc un milion de vizualizări. Eu zic să pui buze și atunci o să semne cu Piciulina veritabil. Și trebuie să evolueze, în rest îmi place tot. Place tot. Crede că este bălegăreț. Și nu călcat ăla. Hai că ne scurc foarte bine. Ne scurcăm foarte, foarte, foarte bine. Piciulina, bubulina. Monstrul a distus tot. Cum te ce Piciulina de așa ceva? Cu skateboard-ul! Tony Hawk! Ua! Ce mă dădeam înainte cu skateboard-ul? Făceam ollie, kickflip, pop shove it, manual. Mă pricepeam. Mășul de pe bălău, ce fac? Nu știu ce face asta. Nu știu. De ce am crezut că ai o să fie idee bună? Nu știu, am crezut că la copii. Deci eu am crezut că ce fac era idee bună. Îmi plătea să mă dau cu skateboard-ul. E destul de greu să dai cu skateboard-ul, deoarece până prinzi mișcarea, dar după ce prinzi mișcarea, știi ce ești? Boss. Și foarte cool. Dar și uiți repede dacă nu te mai dai. Ia hartan. Du-te copila, du-te. Mosul mare dacă vine la mă termină. Uite un helicopter. Cum ajung la helicopter? Cu asta. M-a auzit monstru. Și-a sus helicopterul. Dar trebuia să fie bun așa. Mai era chestia cu mâncare. Dar care e faza cu mâncare? Am zis că dacă folosesc aia cu mâncare, o sigur o să vină niște monștri mici și nu o să fie bine. Dar se pare că... Scrieți în comentariu dacă cineva aveți skateboard, dar nu orice skateboard. Un skateboard concav. Deci nu skateboard din ăla așa drept, din plastic. Skateboard din straturi de lemn, ușor concav. Și... E fain să dai cu skateboard, dacă ai unde... M-aș da cândva. Deși corpul meu este cam obișnuit... Hai să lăsim asta, este cam obișnuit să stea pe scaun. Și asta fasole? Bă, dă-te acolo de Piciulină, hai că mai spart. Ești o domnișoară, în asta nu mă așteptam. Măi, fată, se poate așa ceva? Piciulină? Nivelul 105. Ce poartă e asta? Cum deschid poarta? Cu asta. Ce de comic! I-a fost ca în Mario, a aruncat cineva cu foc. Moștru, ce mai fac? Poza. Bă, chiar a ieșit bine. Chiar a ieșit super bine. Nu. Un băiat. Mi-am pierdut bagheta magic. Cu ce te ajut? Cu o lanternă. Chiar era o baghetă magică. Păi, omul ăsta nu arată. Dacă ar fi arătat ca un magician ceva, ca un vrăjitor sau magician, i-aș fi dat o baghetă magică ceva. Dar așa el arată ca și cum... Un elicopter. Perfect. Acum știu că o să trecem nivelul și în afară de asta cred mai avem vreo două nivele. S-ar putea. Vedem ce facem aici. Aici facem poză. La copac ce se face? Că pentru copacul e ca o rădăcină de morcov cu ceva. Nu-i face nimic. Da, uite, ia pe asta. S-a transformat într-un super erou. Înțeleg. Are sens. Și am terminat nivelul. Piciulina. Tot la monstru ăsta suntem. Cum trece Piciulina de o gaură pe acolo? Cu baloane! Graso! De fapt nu-i grasă, e grea. Nu! Am uitat că Piciulina asta se pricepe foarte bine cu... Dar cum mergi cu bățul ăsta? Că pui bățul jos. Așa. Mi se pare mai greu. Și eu cu baloane. Se pot sparge. Iar ăsta, l-a fost distrus și cu chestia. Sunt prea slab, i-am puterea. Ăsta e Shazam?
Nu, bă, trebuia să iau aia la altă chestie. Noi am crezut că trebuie să le iau pe amândouă. Dar mi se pare foarte ciudat. Ăsta e Shazam. Ați văzut filmul Shazam? E ok pentru copii, dar e ok. E uneori amuzant. Pot zic că nu mi-a plăcut. Iau puterea. Da-mi ia. Ok. Oh my god, trebuie să mă bag cu el. Karate! Bă, ce tare! Cred că s-a terminat aici. Cred că aici s-a terminat, deoarece este ca un fel de final. Cred că s-a terminat nivelul. Nivelul 12, da. Se pare că asta a fost. Asta sunt toate nivelele cu Pițulina, Bubulina. Toate nivelele. Mamă, câte sunt. Aș vrea totuși să las așa pe un nivel 2, să văd dacă mai amintesc din prima ce trebuia să fac aici. De curiozitate. Aici cu copacul. Ce era? Mi-am amintit! Când vin zombie, ce fac? Accelerez. Ok, mi-am amintit. Ce tare sunt. Și cu asta mare ce fac? Bă, mi-am amintit tot ce înseamnă și figa mea. Deci, efectiv, mi-am amintit tot. Din Pițulina, Bubulina. Jocul ăsta este foarte fain. De fiecare dată când o se pună nivele, am să încerc să joc, dacă îl găsesc de la început. Aici e camera prințesei, dar nu am luat nimica și cam asta este. Deci, rupeți, efectiv, vreau să rupeți butonicul ăsta, depășim peste 7000 de like-uri pentru Pițulina. Deci pentru Pițulina merită și ia, uite-ți iau asta, Pițulina. Ia uite mă ce fain ești, ia uite. Deci, 7000 de like-uri pentru Pițulina. Eu sunt fericit, ne vedem data viitoare. Pa!